Corturile Inspectoratului pentru Situații de Urgență cu inscripția COVID-19 nu a dispărut au fost instalate în cele mai aglomerate sectoare din oraș. Astfel de puncte de informare au fost amplasate în Piața Centrală, Gara de Nord și Gara de Sud. Alături de corturi este dislocat și un echipaj GSU, care anunță la megafon despre riscurile infectării cu noul coronavirus. Virusul continuă să fie un pericol pentru sănătatea ta și a celor dragi. Pentru a te proteja de urmările grave ale bolii, nu te expune riscului de infectare. Oamenii care treceau prin preajmă n-au prea dat năval în corturi. În schimb, angajații GSU au ieșit în stradă, au împărțit trecătorilor pliante informative despre riscul de infectare, dar și despre metodele de protecție împotriva COVID-19. Trecătorii care nu aveau măști au fost luați la ochi. Unii dintre ei ne-au spus că masca nu protejează. Nu tu gengi n-am mască, dai copii-mi ne mască. Copii-mi ne mască. Cuplu. A budete na? Не буду носить. Тогда почему покупать? Потому что мне неудобно в маске. А вы знаете, что так можете болеть и можете другие? А вы знаете, что больше заболеваешь в маске, чем так? Поверьте, это все химия, это все бизнес. Где есть? Бурнар. Я скотеть. Маска. Знаете, что требует спортать маску? Стил. Пандемии. Масурли дискос мэштили. Că cu mâna se poartă de 1000 de ori pe zi masca și oamenii se îmbolnăjează. Scos măștile și asta și vă mai bine. Cei mai mulți dintre cei intervievați ne-au spus că știu cum să se protejeze de COVID-19. Să ne protejăm cu mască la gură trebuie și cu mâinile să le spălăm cu dezinfectator, deci acum le facem lucrurile astea. Și metru, spălăm metri la metri. Corturile IGSU au fost instalate ieri. Acestea vor activa în intervalul orelor 7:30 și 17:30. În tot acest timp, oamenii vor fi informați cum să se protejeze împotriva noului coronavirus. Din păcate, măști nu dăm, nu acordăm niciun suport, doar suport informativ pe bază de pliante și atât. Eu consider că este o metodă eficientă, deoarece un număr bun de populație încă nu cunoaște toate regulile de apărare împotriva COVID-19. Totodată sunt o parte de persoane care neagă existența acestui virus. Până în prezent, în țara noastră au fost înregistrate peste 200.000 de cazuri de îmbolnăvire de COVID-19. Svetlana Turcu, Eugeniu Gumeniuc, Accent TV.